Preșcolarii de la grădinița Prichindelul din cartierul Burdujene au găsit o metodă de a-și ocupa timpul liber. Micuții au realizat colecții sau au preluat colecții de la părinți pe care le-au prezentat într-o expoziție deschisă la grădiniță. Exponatele prichindeilor au fost diverse, de la șervețele, mașinuțe, bijuterii, cărți, DVD-uri, timbre, monede, felicitări, scoici și până la albume cu bulinele primite la grădiniță. Profesorul coordonator al proiectului Dorina Dunăreanu a declarat că micuții colecționari au fost foarte încântați de acest eveniment și că au dat idei și celorlalți copii care nu și-au realizat încă o colecție. Este o activitate din cadrul proiectului educațional să ne bucurăm de timpul liber și activitatea ne oferă multe modalități de a petrece timpul liber, inclusiv de a face o colecție. Colecție ce înseamnă? Copii de la grădiniță sau cei de la școală. Mai multe obiecte de același fel sau pe aceeași temă care ne plac foarte mult și nu putem să ne despărțim de ele. Preșcolarii prezenți la expoziție au primit felicitări și din partea directorului instituției Anișoara Târnovan. Sunteți într-adevăr colecționari adevărați, pentru că iubiți foarte multe lucruri deosebite și vă place să le păstrați într-o colecție, asemenea părinților voștri, împreună cu părinții voștri. Cuprinși de emoție, preșcolarii și-au prezentat cu mândrie colecțiile. Expoziția a fost vizitată de celelalte grupe din grădiniță și de o clasă de elevi din cadrul școlii gimnaziale numărul 10 Suceava. Eu am o colecție de cărți care aflu în multe cărți, aflu multe animale și multe lucruri. De unde ai tu colecția asta? Am de la bunicul tata, când el mi l-a dat. Eu am o colecție de cărți și de CD-uri. De unde ai tu atâtea cărți și CD-uri? Am colecționat-o pentru că am cumpărat cărți și CD-uri. Am 34 de mașini de legendă. Eu am o colecție de buline. De unde ai bulinele astea? De la tădiniță. Ce de buline? O colecție de căluți. De ce? Am colecționat când plăceam mult căluții și am vrut să o aduc la grădiniță să vadă toți copiii. Ce? Eu colecționez scoici. De ce? Fiindcă îmi fac foarte mult scoicile de diferite forme. Bravo!